europene. Acest uh, imp punerea în aplicare a deciziei pe care uh, poporul britanic a luat-o uh, astăzi uh, se va face în timp. Vom avea nevoie, conform uh, primei analize pe care au făcut-o și instituțiile europene, de minim 2 ani de zile pentru a uh, negocia cadrul și condițiile ieșirii Marii Britanii din uh, Uniunea Europeană, în măsura în care uh, autoritățile din Marea Britanie vor formaliza această decizie a referendumului printr-o solicitare formală pe care uh, vor trebui să o facă către instituțiile europene. Deci, etapele următoare uh, presupun această solicitare formală pe care Marea Britanie va trebui să o facă de ieșire din Uniunea Europeană, după care vor începe uh, negocierile dintre instituțiile europene și Marea Britanie și România va participa activ la aceste uh, negocieri pentru a ne asigura că uh, condițiile de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană se vor face. Uh, uh, se vor negocia și că acest lucru se va face în condiții cât mai bune pentru a ține cont și de așteptările noastre. Deci acest proces va fi unul care va dura și care ne va permite să ne exprimăm punctele de